da, este acel scandal cu, nici nu știam de existența lui până n-am auzit Gheboasa sau ceva de genul ăsta, un artist care cumva a fost foarte slobod la gură, da? Deci când cânta, da, spunea tot felul de cuvinte care mai de care mai colorate și înflorate. Bun. Unde punem stop? Sau ce se întâmplă cu generațiile astea care cântau la unison, știau cuvintele, le spuneau, n-aveau niciun stres că erau cuvinte care, dacă de exemplu mama mea și acum, dacă mă aude că zic, nu știu, dracu, o femeie și o femeie așa, nu trebuie să spună cuvântul ăsta. Păi poate că asta e greșit și nu că înjură ăla pe scenă. Nu? Nu știu. Lumea vorbește slobod dintotdeauna. Dintre cei mai mari poeți, de aici, nu știu, e Emil Brumaru, are numai poezii erotice.